Bună seara, că nu stau mult, dar am și venit repede. E foarte frumos că îl sărbătorim pe Gheorghe Dinică, în memoria în Gheorghe Dinică, un lucru extraordinar. Îi mulțumim marelui maestru pentru zestra extraordinară care ne-a lăsat-o în creația artistică. Ne înclinăm cu tot respectul, cu toată dragostea. Ce frumos! La cârciuma din cartier, unde se cântă și se bea, vreau astă seară să petrec, dar nu mai vine pensia. Am mai făcut câte o beție, am mai iubit niște femei, ce vremuri. Deci râdeți, Doamne. Mă ajută fizionomia, să știți. Pentru cei de vârsta mea, care mergeți la farmacie și cereți întăritoare, dacă vă e târșă și nu vreți să cereți Viagra, cereți albăstrica cucului. E bine să se prindă și doamna. Unele sunt noi farmacistele. I-a dat la un prieten, dar nu de aia țigăncia, da, și le-a încurcat. Da, am venit și noi cu un scurt program, o să prezentăm și noi niște romanțe, niște romanțe frumoase, pe care le-am mai cântat la o nuntă și am luat bătaie, au fost foarte frumoase romanțe. Sunt cântece de așteptare. Bine că au plecat și băieții, că nu sunt obișnuit să cânt cu orchestră de asta mică. Când cu orchestră mare, cu ăștia. Pe data trecută când am cântat, a fost nenorocire. A pus bot gros un bot, s-a supărat. Da, a zis că am orchestra mai mare ca lui. Să te păzească să ai un țambal mai mult decât el, că nu suportă moldovean. Da, am zis să vin pregătit, pentru că am o melodie, am câteva melodii foarte frumoase, pe care le-am cules cu mare drag din folclorul nostru, autentic. Le-am adunat cu hărnicie și vreau să le ofer cu dărnicie, pe care l-am prelucrat de-a lungul vieții. Sunt un pic obosit așa, n-am prea dormit azi noapte. Mâine mă duc la referendum și nu știu ce dracu votez. Da. Umblu cu foaia la mine. Cu întrebările. Prima întrebare, zice, dom'le, n-am putut, nici maică mea n-a putut să doarmă azi noapte. Pe cuvânt, hai să mă dă-le dracu de întrebări. Dacă nici Iohannis nu le știe care l-a dat. Zice, sunteți de acord cu interzicerea amnistiei și grațierii pentru ei? Știți de ce vreau să mă întreb? Că nu vreau să mă duc ca prost acolo, știi? Ca să știu ce zic, zic da sau zic nu, că am fost că și la referendum pentru familie. Și am votat ca prostul, înțelegi? Aveam doi vecini care se ardeau între ei. Până atunci o făceau cu perdea opusă. Acum, după referendum, stau cu geamul deschis. Bă, dacă nu vă place, vă rog să ne aplaudați. Vă rog eu frumos. Știți ce mă deranjează? Că n-ați venit toți. Deci sunteți de acord cu interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție? Hai să dezlușim întrebarea asta. Deci, înseamnă că s-a dat amnistia și grațierea, nu? Păi cum să interzic ceva dacă nu există? Dom'le, orice om normal nu întreabă așa. Deci, s-a dat vreo amnistie, vreo grațiere? Ați simțit? Nu. Păi dacă nu s-a dat, ce să interzice? Nu, pe cuvânt, mă doare capul, nu știu cum să-l fac. E ca aia, s-a dus unul la farmacie, este exact același lucru. Și a zis, domnule, vreau și eu un prezervativ. Și zice, doamna, ce mărime vreți? Și uite la capul și zice, ce doamne, e pe mărim? Păi da. Bătăle, drăguț, aici nu știam. Păi zice, ce, uite, dacă nu știi ce mărim, uite, lua șablonul ăsta, de aici era un bucat. Era un bucat de placaș cu mai multe căurine, știi? Și scria fiul pe fiecare, știi? Pe fiecare gaură era trecut. Și da, și ce să fac? Ce mergeți și îl încercați? Pe unde? La toaletă. S-a dus la stat o jumătate de oră, după jumătate de oră vine cu aia, zice, ei, v-ați hotărât ce prezervativ, ce mărim mai văd? Ce nu, nu mai vreau. Da, ce? Dați-mi șablonul.
Păi nu-i ca asta. Ce, sunteți de acord cu interzicerea amnistiei și grea? Păi ați dat-o mânca vă și grea? Păi n-ați dat. Păi ce să interzicem dacă... Să trecem că asta e grea, două dragă. Mai bine trecem la a doua întrebare, că aia e mai ușoară. Da, sunteți de acord cu... Păi a doua e ca prima. Păi tu zici, sunteți de acord cu interzicerea adoptării? A, asta e alta, da. De către guvern a ordonanță, vedeți că sunt silitori, mi le-am scris și pe toate astea aici, pe hârtie, de urgență în domeniul infracției. Nu mâncați aici gură. Pedepselor și al organizării judiciare cu extinderea dreptului de a ataca ordonanțele direct la Curtea Constituțională. Băi, ești prost? Deci ce votăm? Deci nu știe nimeni. Încă v-aș gura, pe ce lume trăiești toată? Eu cred că numai eu nu știu. Poate mă liniștesc până dimineață, sper să aflu. Am să trec mai departe la muzică, la folclor. De ce îmi place folclorul? Am făcut un turneu lung cu ăștia, cu Duță, Guță, Luță, Puță, ăștia de cântătare de tot acum. Și am cântat cu ei. Când berea pe viața mea și mișto folclorul, și de ce mișto folclorul? Pentru că la comedie nu te bagă femeile în seamă. Zice că el era mișto, că faci bancuri cu ele. Așa la folclor mergi. L-ați văzut pe neghițături, da? Câți ani are? 100. S-a însurat a doua oară. De unde a găsit puștoaica asta mâncați aș gură? Ce le zice? Mândră de la oră știe să mă... Mă apuc de folclor, ce rău. Ce mă deranjează la folclor și e că vin unii și cântă, pun CD-ul, se învârte și ăla dă din gură, știi? Bă, nene, dacă îți respecti publicul, vine mă cu orchestra adevărată, vii cu ăla cu CD-ul. Ia mă unul să-ți zdrângă, ia-ți un țambal, o ceva la tine acolo, ca să se simtă omul bine, nu? De-aia, doamnelor, domnilor, astăzi seara am să vin cu... Asta aduc în fața noastră, într-adevăr, o orchestră de muzică populară adevărată, veți vedea și dumneavoastră ce înseamnă, dita-i mai orchestra pe care o aduc în cinstea dumneavoastră și în memoria maestrului Gheorghe Dinică. Haideți să invităm în scenă, în aplauzele mele și ale dumneavoastră, poate una dintre cele mai celebre orchestre de muzică populară de la noi din țară, să invităm în scenă, veți vedea și dumneavoastră ce înseamnă orchestra adevărată, Bot Gros, Dulce Copil. Pistol cu apă, ce să spun. Veți vedea în seara asta, hai să invităm în scenă orchestra, aplauzele noastre, orchestra Plaiurile Gorjului din Piatra Neamț. Să intre orchestra, vă rog! Te pup, nașule! Gugule, ce faci, mă? E cineva de la hashtag pe aici, că ăștia mă alergă. Bă, tu ești nebună, să intre orchestra, unde dracu umbli? Aici, orașule, noi suntem orchestra, venim toți acum. De ce cu tine, Carlos? Vin din Piața Victoriei. Cum în Piața Victoriei? Am fost să demonstrăm un pic, am fost cu ăștia, cu toți acum. Că vin și băieții, orchestra, toți, vin încoace, că am fost să... Păi vinem toți, dacă am să vină... Băi, să intre orchestra! Intră, mă, orașule, că vin toți... Păi veniți, mă, nu intrați toți odată. Intră, domnule, pe rând, dar nu-i lasă ăștia de la hashtag, ai răbdare. Păi ăla cu contrabasul vine unde-i? Ăla cu contrabasul e aceea așa, l-a împinge tava. Că s-a îndrăgostit de aia de la casă și a zis că îi dă fasolea și el vine cu cârnatul mai pe seară. Vine acum, de toți. Și ăla cu trompeta unde? Îi face o suflare la o doamnă ca leșinat. Îi suflă în vuvuzelă un pic și vine acum. Gugule, să ne controlăm că lumea da, vine să... Da. Ascultă muzica aici. Da, nu știi ce am pățit, mâncați aș gura. Dar unde mă vedem? Am fost aceea, mă, nașule, că în Piața Victoriei au demonstrat ăștia de la hashtag. Nu știi cum e, de azi dimineață umblu prin București, e nenorocire. Dacă n-aveam ăsta pașaportul la mine, să fiu al dracu, dacă treceai de ăștia. Păi ce pașaport trebuie, mă, lătă? Numai cu ăsta, te întreba, ești de ăsta sau de lălalt? Uite așa, la rătai, hop, treceai. E murdar un pic că i-l-am dat și lui soacra mea de dimineață să ducă la piață. Înțelegi? Păi și de ce mi-am spus pe toate literele acolo? Ce scrie? Păi așa am zis, să nu-i dea tot, să-i dea pe rând, nu-i dea... Înțelegi? Îi dă mu, pauză, e, pauză. Înțelegi? Ca să-i mai dea și după alegeri. De-aia e... Înțelegi că e toți aceia... Bă, Gugule, dar tu ești la hashtag rezist, mă? Păi nu, nașule, că n-am vrut să mă duc, dar m-a luat cu prietenul al meu, că ai, mă, cu tare, că să dă bani. Să dădea așa 1000 de lei de persoană și 500 de lei dacă te duci cu câinele. Păi și tu ai câine, că n-ai? Nu, n-am câine. Păi și cu ce te-ai dus? M-am dus cu soacră mea.
Din ala trata aia de Dragnea te-a luat-o dracu, pe cuvânt. Am dus-o cu Salvare acasă. Și acum vin de la ăștia cu hashtag că am fost în sectorul 6. Păi ce-ai făcut în 6? Păi acolo, că ăia te plătesc la pumn. 10 lei pumnul, înțelegi? Când îl iei sau când îl dai? Și când dai și când îl iei. Că ai unul care contorizează. Cu cât dai mai mulți, cu atât îți dă înapoi banii. Bă, nașule, acum e de făcut bani, să fie alt dracu dacă te... Bă, dar cum, dracu, că tu parcă erai la partida romilor. Numai că ea nu mai poți să te mai duci acolo, că e plină organizația. Ei sunt toți, Pepe, ăștia... Ăsta, cum îl cheamă? Marcel Pavel... Bine, stă mai în spate, Ștefan Bănică, că nu se dă, să zice că doare bronzată. Îl dă de golumbine. În rest, și gingile, un pic, dar nu e. Connector, dă ăsta de asta, e întuneric rău la aia, connector. De-aia, nașule, e bine să te duci, dacă vrei să mai prinzi ceva, e nenorocire. Vreau, să te întreb, ce dracu înțelegi tu din plimbare? Te duci, ai tu treabă cu politică, ești nebun la cap. Dar nu e vorba de politică, nașule, e vorba de atitudine. Păi aia e una când te duci în piață și stai cu ei acolo, că au și matale ce se întâmplă, cum e, care e adevărul, că aici e toată treaba. Am înțeles. Și ce înțelegi tu? Păi înțeles asta, n-ai explicat acum cu pensie, ultima oară când ai ieșit, doamna Viorica, la... înaintea lui Olguța. Când e Olguța a explicat. Cu ce? Doamna Olguța, aia de la Craiova, înaltă, mare, solidă. Aia mare, hai mă, nașule, te uiți la mine ca la fraier, ce dracu? Olguța! Bă, tu, la ce televizor te uiți tu, mă? La Samsung, de la mic, de la... Bă, măgarule, are un metru jumate, ce să se... Păi nu, că eu întorc televizorul invers, știi, ca să o văd mai înaltă, înțelegi? Pe... Și acum a ieșit la Viorica și a zis că a mărit pensii, l-a mărit tot. Și a mărit pensii? Păi l-a mărit, n-ai văzut că... Ce dracu, prost să fii să nu înțelegi, că e la mintea cocoșului. A explicat femeia foarte simplu. Am înțeles. Și salariile la mari? Și salariile, păi cu pensiile a fost asta. Că a dat 2,3 din 5 din primul tronson ăla care ți l-a dat în ianuarie și ținea din martie, care e în februarie, înțelegi? Că aia e prima parte, că ăsta e primul filon, care ți-l dă în decembrie. Că ăsta le dă acum, dar trebuie să fii atent când țomărește. Că nu țomărește când vrei, țomărești când vor ei. Înțelegi? Hop, ți-a mărit-o, ai băgat banii și ai fugit, nu stai! Că ăștia sunt perveși! Cum ți-a mărit-o, ți-a și luat-o înapoi! Aici trebuie să fie foarte atent! Și cât a dat? Păi a dat 2,5 din 3 din primul pilon, care ți-l dă în februarie și ținea în martie, în decembrie, care îți dă imediat acum banii, după lege, la anul. Deci cât a dat? I-a luat! Păi mă, nașule, ce dracu, bă, dai și matalici. Hai să terminăm cu miștourile astea. Nu, e mișto. Hai să terminăm cu miștourile astea. Da. Am venit să cântăm ceva frumos la mine. Să cântăm, da, e adevărat. E un spectacol frumos. Păi și ce, la pensionar la Craiova nu i-a ajutat? Cine? Ăștia, Olguța, le-a mărit pensiile, le face mormântarea gratis și le face și statuie. Cum le face statuie? Din groapă jumate în pământ și partea de sus o dă cu bani. Și primăvara le mai dă două obidinele să se ducă musca, înțelegi? Ce dracu, mă, ne luăm la mișto? Da, hai să cântă. Le dai, da! Să le dai, că le-au umflat buzele, dă le dracu. Toată lumea cu prinde, le dă câte... Vrea să Dumnezeu să ne prindă ăștia pe noi, hai! Bă, bine că suportă, asta e important. Da. Le-am mărit și la medici, le-am mărit, hai mă, nașule, ce dracu, Acum, hai, terminăm cu șmecheria. Ce? Cu miștoul. De ce? Păi ce m-am mărit la medici? Bă, nebunul. L-am mărit, păi, da? Și ai drept cu tot ei fac pe nebunii. Păi da. Că te operează când vrei el, după ce mori. Când vrei. Dar la asistente când le mărești? Pe la asistente nu le mărești la asistente. De ce? Le dă doctorii din mărimea lor, știi, înțelegi? Domn major, te rog frumos. Mă duc să-i iau de la mașină. Băi, alu! Și trebuie o transcriere de tine, cum să fim din sectorul 6 am venit acum cu... Că mă duc acum și cu PNL-ul, că ne dau și ăștia acum. Ne dă ăștia de ploaie, da. Tu nu ești cu un partid, tu ești cu toți, cu toată lumea. Păi da, nașule, depinde cine dă, ce dracu, trebuie să fii prost să duci cu unul. Păi și ăștia de la USR Plus dau ceva? Cine, ăștia care au... Dau, cum să nu, n-au dat? Păi n-au dat acum... Ne-au dat bonuri de masă, am mâncat la restaurant. Deci au un nume de vitamină, USR Plus, cum? Da, zici că e calciu. Da. Domn major la vioară, te rog frumos. Da, nașule, mai puțin. Gogule, da, vă rog. Unde-s coardele?
Nu ți-a zis că pleacă dacă nu le dăm bani, eu ți-am zis așa. Coardele de la vioară. De la vioară. Sunt, vin băieții cu ele, ca să nu... Și domn major cu ce dragoste? Dăm la pam, pam. Ești doamne ăștia că vin cu orchestră, cu ei, n-ai nici coardele la vioară. Ăia dracu, nu, vin cu cine cântăm? Cântăm cu ce? Ce? O să cântăm o melodie a capela în seara asta, doamne. Ce aveți și mormântare sau ce? Nu. Cucul a capela, un fel de a cânta, fără da, acompaniare da, cu orchestră. Am înțeles, da. Am să vă prezint o melodie pe care am cules-o recent din zona folclorică Euforia Nord. Dunașule, te-a bătut soarele în freză. Ce dracu ai căutat la Euforie? Păi când ai cules-o? Astă vară. Astă, a, ai ținut-o la... Și-am prelucrat-o. Da, doamne, mâncați ăștia, filetar. Lele de la oră știem, la da 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 da. Am simțit că e liniște, nașule, și am vrut să umplu melodia un pic. Te-am chemat aici să faci ca puiul de măgar. Stai, dracu, cu minte acolo. Doamna, nu mai râdeți, că ăsta nu-i sănătos. Mă bag ca prostul tot timpul. Doamna, îi dați curajul ăsta și nu mai terminăm în seara asta. Hai lele de la oră știem, la ra 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 ra. Poate zici ceva, că te-ai mama dracu. Hai bine. Dacă Iohannis. Marele mut. Hai vin scojoace-n eforie-m, la ra 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 ra. Aș zic când faci în mare baie, la ra 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 ra. Am miroșa brânză de oaie, la ra 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 ra. Ai miroșa brânză de oaie, la na 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 na. Că nu te-ai spăla la baie! Mirosea brânză, nașule, două dreacu de aceea. Altă melodie n-aveai și matale, ce scuze. Bă, băiatule, da. Nu ești sănătos la cap. Da, da. O să apelăm la orchestra noastră de pe bandă și o să cântăm cu orchestra noastră. Maestre, prima piesă, te rog frumos. Da, hai. Nașule, live, fii atent. Uite așa aș vrea să mor, ca să pot scăpa de taxe. Nu vrea statul să mă lase, nici să trăiesc, nici să mor. Nici la cârciumă n-o bor, nu mai pot să beau o bere. Că n-am bani deloc, băi bere, nici din pat să mai cobor. Să-i tragem o beție, beau, 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 cu apă și lămâie. Beau, 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 și cum o să dă mână. Beau, 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 să-mi crească alge în gură. N-am furat nimic în viață, prostul. Nici nu m-am băgat în față. Fraier. Am muncit, taxe am plătit. V-am votat și voi n-ați păcălit. M-ați făcut să ajung șomer, să-am doar gheață, frigider pe pământ. Sunt om de rând. Ziva! Lăsați-mă să beau, să râd, să cânt, că atât, băi! Uite așa aș vrea să mor, ca să pot scăpa de taxe. Nu vrea statul să mă lase, nici să trăiesc, nici să mor. Nici la cârciumă n-o bor, nu mai pot să beau o bere. Că n-am bani deloc, băi bere, nici din pat să mai cobor. Și să-i tragem o beție, beau, 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 cu apă și lămâie. Beau, 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 și după o săptămână să-mi sară pești din gură. Ole! Cornel Palade! Romica Ciociu! Vă iubim, să vă dăm Dumnezeu sănătate, un public extraordinar! Hai mai! Mâine la vot! Dacă văd că o luăm în vot!